tot 600 de kilometri, dar la noi în țară. Dacă educația și copiii sunt viitorul țării și eu am avut sprijin din partea părinților și a profesorilor și am ajuns aici, cred că este de datoria mea să dau înapoi altora care poate nu au avut șansa mea și îmi amintesc aici de Angie care a reușit să obțină o bursă în Londra, studiază medicină și vrea să reușească să facă un medicament revoluționar care să ajute alți copii care trec prin experiența bolii. Și poveștile lor mă inspiră, ei îmi dau putere să alerg și am zis că dacă ținuturile nordice din Canada, de la Oceanul Arctic, sunt închise din cauza pandemiei, ce fain ar fi să fac de la Cluj la Constanța, via Sighișoara, Brașov, să mă opresc pe la Magic Home prin București și să pot să ajut și să strâng 600.000 de lei pentru a ajuta 100 de copii ca după chimioterapie să se întoarcă din nou la școală și să-i ajut să-și îndeplinească visele. Este de admirat ceea ce faci și știu că ori de câte ori avem ocazia îmi povestești despre cum ai început să participi la astfel de maratoane. Știu că ai fost voluntar în tabăra Magic și un băiețel de acolo te-a motivat să devii ceea ce ești astăzi, un maratonist foarte apreciat. Da, practic în tabără în primul an, în 2015, am fost voluntar pentru o săptămână și am întâlnit un băiețel care își pierduse piciorul din cauza chimioterapiei și am realizat, atunci s-a produs cânteia și am realizat că este o binecuvântare să pot să alerg, să fiu sănătos, să am două mâini, două picioare și de atunci mi-am promis că atâta timp cât mă vor ține picioarele, voi alerga pentru acești copilași să le ofer o șansă de a merge în tabără, de a avea acces la educație, pentru că timp de un an ajutăm 100 de copii cu 600.000 de lei, astfel încât lunar le oferim 500 de lei pentru meditații, pentru cărți, pentru tot ce au nevoie să meargă la școală și Asociația Magic a ales 100 de copii din România care sunt în an terminali sau se pregătesc pentru bacalaureat, pentru medicină sau pentru capacitate. Și astfel i-am ajutat să-și atingă visele și o altă poveste de succes este Andrei de la Brașov, care este student acum și dorește să se facă profesor și să ajute educația altor copii și el este un învingător și mă bucur că în perioada pandemiei am putut să-l ajutăm cu bursa pentru că părinții lui și-au pierdut serviciul din cauza concedierilor și a schimbărilor în climatul economic și mă bucur că această bursă l-a ajutat să prindă aripi și să aibă încredere în el să reușească. Într-adevăr, sunt foarte multe cazuri și foarte multe povești emoționante care îți dau de gândit. Vlad, știu că anul acesta la Ultra Maraton ai avut acea echipă după tine, acea echipă de filmare care să surprindă toate momentele prin care treci. Documentarul nu s-a terminat și știu că sperai ca anul viitor să încheiați cu succes acest proiect, având în vedere că ultramaratonul Arctic s-a amânat. Ce se va întâmpla cu documentarul? Pentru că, să știe și telespectatorii noștri, din acel documentar, banii pe care spectatorii i-ar fi dat, toate acele sume ar fi mers tot spre copiii care sunt bolnavi de cancer. Sorin, regizorul, și Adi, Vasile, care au fost alături de mine, ar putea să lanseze documentarul prin povestea lui Vlad care a mers la cursa de 620 de kilometri, dar ar vrea să arate și faptul că este normal pentru un om să greșească, este normal să ai un eșec în viață, dar este găsești puterea în tine de a merge mai departe și a te întoarce din nou la aceeași provocare. Așa că pentru 2021 nu vom putea să mergem în Canada, dar pentru 2022 vom putea să ne întoarcem să spunem povestea fericită a oricărei persoane care poate să treacă peste frică, pentru că dragostea poate depăși frica și curajul apare atunci când, chiar dacă ți este frică, mai faci un pas și încă un pas și încă un pas.
Așa este, și ca să înțeleagă lumea despre ce este vorba, ai spus eșec, nu l-aș cataloga un eșec pentru că nu a depins de tine, nu ai reușit să duci cursa la bun sfârșit din cauza unor probleme medicale, ai avut degerături și ai fost cumva nevoit să te retragi din această competiție, însă ai curaj, așa cum spuneai, ai foarte mult curaj și tu vrei să mergi mai departe, să duci visul la bun sfârșit și sunt convinsă că în 2022, să sperăm că se va organiza, vei ieși pe locul întâi așa cum îți dorești, pentru că te vedem tot timpul cum te antrenezi și cât suflet pui pentru tot, pentru această misiune a ta. Am văzut și materialul de mai devreme, niște secvențe cu tine, cum te pregăteai, dormeai în zăpadă, știu că ai acel video la tine pe pagina de socializare când ești într-un butoi plin cu gheață, alergi la bustul gol prin parc. Acum văd că vremea începe să țină cu tine. Te vei pregăti în acest sens? Desigur, chiar aseară am fost în pădurea Hoia Baciu, am alergat în pantaloni scurți, au fost undeva la 10 grade și m-am simțit foarte bine, am văzut multe ciuperci, în special piciorul căprioarei, mă voi întoarce și astăzi să alerg și pe măsură ce frigul își va pune amprenta, voi începe să mă expun mai mult, să fac băi în apă, voi merge la munte să mă antrenez, voi trage cauciucurile prin Cluj sau voi alerga în pantaloni scurți prin Cluj și toate acestea să mă obișnuiesc pentru cursa de la Cluj la Constanța. Și vă mulțumesc mult că sunteți alături și mulțumesc tuturor prietenilor care au donat și susțin bursele. Am reușit să strângem aproape 90.000 de lei până acum pentru bursele educaționale și vă mulțumesc că voi și alți prieteni din presă sunt alături de noi și oricine ne urmărește și dorește să trimite un SMS la 8844 pot dona 2 euro cu mesajul bursa și pot ajuta acești copii să meargă înapoi la școală sau pot intra pe asociația magic.ro sau pe Facebook pe asociația Magic și pot găsi detalii cum pot să ajute. Și știu că, de asemenea, Fundația Magic este o familie destul de mare și fiecare poate să-și găsească exact ramura unde să ajute Vlad. Sunt aceste burse educaționale, mai este acel transport, cazarea. Să vorbim puțin despre fiecare în parte. Unde ar mai fi nevoie acum de ajutor? Cel mai mare sprijin în acest moment este pentru beneficiarii și familiile care au copii cu boli grave. Alături de colegii, de întreaga echipă, am creat aplicația Magic Help. Este un proiect unic în România și care a câștigat la Gala Societății Civile anul acesta locul premiul 2 la servicii de asistență socială. Și Magic Help este o rețea de solidaritate creată de MREDI. Practic, ea creează o punte de legătură între restaurante, stomatologi și alte IMM-uri care oferă o masă caldă sau o consultație oftalmologică. Și dacă sunt persoane care cunosc familii care au un copil cu afecțiuni grave, de exemplu autism, tetrapareză, cancer, sindrom Down sau alte boli, pot să ne scrie pe magichelp.ro sau pe pagina de Facebook Magic Help și putem să îi includem în această aplicație unde pot beneficia de servicii auto, stomatologi, frizeri, oftalmologi și alte servicii pe care partenerii noștri le oferă gratuit. Practic avem 857 de beneficiari în acest moment și undeva la 233 de parteneri care oferă din puținul lor, dar care contează foarte mult pentru aceste familii. Contează fiecare ajutor atunci când ești greu încercat de viață. Vlad, de asemenea, la începutul pandemiei, te-ai mobilizat alături de colegii tăi din Fundația Magic și ați dus foarte multe ajutoare la spitale. Veți mai continua și acest proiect? Mai ai timp să faci și acest lucru? Da, alături de Coti și Mădălina, chiar astăzi am fost la Pediatrie 2, pe Horia, la secția, la etajul 4 și la etajul 5 am dus Pampers, apă,
iaurt și alte lucruri pe care părinții ni le-au trimis prin listă. Avem o mămică care este deosebită și adună listele de necesar de la toți părinții de pe secție. Am dus pachet și la Institutul Ion Chiricuță, am dus pachet și la Spitalul de Boli Infecțioase și încercăm să ajutăm în fiecare săptămână. Acum avem undeva la 17 familii pe care le ajutăm în fiecare săptămână cu alimente, pentru că secțiile sunt închise din cauza pandemiei și ei nu pot să părăsească spitalul, nu pot să-și acopere necesarul de care ei și copiilor au nevoie, așa că încercăm să le oferim tot ce este mai bun și cu ajutorul partenerilor și oamenilor care donează pentru aceste pachete, încercăm să venim în sprijinul lor. Oricine poate să doneze, să ajute aceste pachete, pot intra pe asociația magic.ro să afle cum pot să facă asta. Așa cum spuneam, fiecare ajutor contează, mai ales în această perioadă, pentru că pandemia de COVID-19 nu ține cont de alte greutăți pe care le întâmpinăm. Vlad, te rog un sfat pentru cei care ne privesc acum și nu numai, despre cum să se alăture inițiativei tale și cum să ajute. Cred că pentru a schimba lucrurile, puțin cu puțin contează. Să nu se gândească că este prea puțin 2 euro printr-un SMS la 8844 cu mesajul bursa sau pot să doneze alimente pentru cu părinții din spital. Cred că noi tineri avem puterea să schimbăm societatea în care trăim și să nu vă fie frică să schimbați lucrurile în bine și să ajutați, pentru că cred că dacă avem o familie sănătoasă și avem un serviciu și suntem bine, cred că ține de responsabilitatea noastră să ajutăm pe cei care nu au avut șansele noastre. Foarte frumos spus, Vlad. Îți mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune. Ți dorim mult succes în continuare și o să te urmărim, îți urmărim parcursul și până la 1 martie și după aceea. Mulțumesc mult, Madalina, mulțumesc! Noi mergem mai departe. Cluj-Napoca își păstrează statutul